Așa că, șefule, da. Eu zic că panul ăsta e gata. Păi, cam gata. De acum s-a terminat jumătate de an de podcast. Vinem cu un nou an, cu noi. Nu noi proiecte, cu noi decoruri, să spunem. Noi decoruri, noi episoade, da, noi idei. Salutare, prieteni! Suntem astăzi la un nou episod al podcastului Junior Sat. Un podcast despre teatru, învățământ, adolescență și punctul în care acestea se întâlnesc. Eu sunt gazda dumneavoastră, Iulian Călin Munteanu. Iar alături de mine l-am astăzi domnul profesor Ceacătă Păvânescu. Prezent! Salut! Salut din nou! Comportamentul ăsta, dacă intru în discuție, mai pare eu ceva la început. Încasare. Da? Întâi încasezi, gândești, nu? Asculți, încasezi, gândești, proiectezi, analizezi, sintetizezi și formulezi. Dacă ești singur și vorbești cu unul singur, dispar primele două, cu ascultatul și cu încasatul. Dar tot rămâne gândirea, proiectarea, da? Sintetizarea și... Bun. Ei, demersul ăsta, fiind un demers uman, ce să vezi, e translat în actorie. Adică și personajul care e inspirat din oameni, da? Ce să vezi? Și personajul gândește, simte, gândește, proiectează, sintetizează și verbalizează, da? Ca să simplific. Bun, ei, asta trebuie să facă actorul. Și în momentul în care ia textul, el, copilașul, nu trebuie să stea cu textul în față, așa, cum să spun, și să se gândească, cum învață la școală, cum să spun replica asta? Cum să sune? Mai mi se pare înfiorător, bă, Iulian, bibliotecarii, toată lumea crede că se pricepe la teatru și, bineînțeles, că nu se pricepe și deloc și deformează percepția copilului asupra textului și asupra teatrului în sine. Da, dar și aici e o discuție lungă, măcar de un episod. Da, copiii, într-adevăr, vin cu reflexul ăsta stupid din școală, numără replicile, să vadă câte au, dacă sunt multe, dacă sunt puține, dacă sunt multe, înseamnă că sunt personaj principal și ei cred că spun că sunt mai talentat de atâta, nu merg un rol principal. Ei nu vin cu această cultură, ei nu știu că rolurile se dau în funcție de necesitățile și de viziunea regizorului, n-are treabă cu un talentat de talentat. Ei nu știu că nu trebuie să-și numere cuvintele, că important în scenă este ce, cum se comportă personajul, ce face, ce reacție are personajul până ajunge să vorbească și după ce termină de vorbit, ce se întâmplă cu personajul în scenă. Da, astea sunt niște defecțiuni cu care vin copiii din școală, dintr-o școală în care, ce să vezi, nu ne respectăm meseriile și toată lumea crede că dacă învăța la facultatea de profesori de română despre Caragiale, înseamnă că știu să predea teatru. Și cam asta e. Și orice de... Pentru că în realitate, tehnic vorbind, nu e nimica comic în piesele astea lui Caragiale. Absolut nimic. Comicul de nume, Trahanache, ha-ha-ha, sala-i pe jos, cheamă-s Murdu. Sau că a spus curat murdar, cealaltă jumătate de sală e pe jos și a venit Smurduș pentru aia și nu mai avem pentru cine juca. Nu, Iulian, hai să fim serioși. Caragiale are o componentă valoroasă pe care eu îl respect și care eu montez, dar montez schițe pe Caragiale, unde el, într-adevăr, face o portretizare a bucureșteanului din perioada post-pașoptistă absolut, absolut fabuloasă. Deci de un rafinament și o profunzime, analiza pe care o face el în schițe este fabuloasă. Dar de aici, de a fi la dramaturgul numărul 1 al României, cu 4 comedii la care nu râde nimeni, pentru că nu e nimic comic, repet, nu e nimic. Totul e din punct de vedere literar. Și imaginează profesorii de română că Trahanache și Farfuride au rezonanță culinară și sunt vesele. Ha, ha, ha. Că formula curat murdar
alu ăsta, cum îl chema, șeful de post ăsta, cum îl chema, așa, ha, 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 vezi, dragă doamne, ce comic e, că Zița, sau nu știu ca asta, Zoie, Zița în Noaptea Furtunoasă, că Zoie, da, trebuie să fie bărbată, da, ha, 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 ce comic, doamne, nu mai pot, ei, și noi îl avem pe Matei Vișniec, care e tradus în, are piese traduse în peste 50 de limbi și jucate în peste 100 de țări, Iulian. Tu ai auzit? Da? Mai avem, mai putem vorbi despre Molière, despre Shakespeare. Deci într-o high level acolo, în primii, nu știu, 50 de dramaturgi ai lumii. Și care nu interesează pe nimeni de Matei Vișniec. Îl avem pe Eugen Ionescu, părintele teatru al absurdului. Ho, ho, ho! Francezii și l-au asumat. A spus că e scritor francez de origine română și foarte bine. Așa se întâmplă probabil și cu Vișniec. Deci noi nu avem nevoie nici de Vișniec, noi l-avem pe Caragiale. Ce să spun de Victor Ion Popa, de Mihail Sebastian, de Tudor Mușatescu, de... Avem o dramaturgie absolut fabuloasă, dar... De asta spun. Deci e de recomandat practicarea teatrului la nivel preadolescentin și adolescentin, dar în cadrul profesionist, într-un cadru pedagogic profesionist, da? Unde poți, într-adevăr, să profitând de acest defect uman al egocentrismului, poți, tu ca pedagog, poți ajuta tânărul adolescent să se dezvolte foarte bine din punct de vedere psihoemoțional și chiar psihomotric. Ai să vezi, ai să rămâi surprins câți copii au învățat să meargă la teatru. Și să spui, cum? Copiii nu știu să meargă? Nu, Iulian, nu știu să meargă. Copiii nu știu să meargă. Când te uiți cum merg, ai senzația că te înjură. Așa merg. Sunt unii care atunci când vin parcă pleacă și sunt unii care când pleacă parcă stau. Deci copiii nu știu să meargă. Dar la teatru învață, Iulian, învață să meargă. Învață să stea pe scaun, învață să folosească o pălărie, un evantai, uite, chestii foarte interesante. Învață să folosească, adu-ți aminte din repetiții, nu? Învață să folosească paharul, masa, scaunul, evantaiul, da? Când îi explici cum trebuie să miște poanieul, se uită la tine și ce poftim. Nu mi-a dat mama dimineața. Zic, nu, 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 că panieul e pălai la tine, e acolo. Zic, mișcă din panie. Da? Adică e senzațional pentru un tânăr. Pentru că se dezvoltă din mult mai multe puncte de vedere decât ne imaginăm noi. Și decât aș fi în stare să ți le înșir acum. Da, nu știu că nu au de unde să știe. Eu am avut această minunată ocazie să studiez teza de doctorat al lui Mihai Mălaimare. Și am aflat, de exemplu, că există trei tipuri de clown, clownul alb, clownul negru și are o denumire în italiană, el nu știu cum, adică șeful circului, așa, care mai intervine și el din când în când, dar nu tot timpul. De obicei sunt în scenă clownul alb, clownul negru. Clownul alb este tot timpul păcălit, nu, de fentele clownului negru. Clownul negru este cel cu lacrima tristul tot timpul și face fente. Clownul alb este cel veselul, dar care este păcălit. De exemplu, și care nu e același lucru cu bufonul, pentru că noi avem tendința de a folosi peiorativ, nu fi bufon, îi spunem noi unui copil când se dă și în spectacol, se circărește, ca să zic așa. E total greșit. Bufonii erau, pe lângă faptul că făceau pe împărat, pe rege să râdă, erau oameni foarte înțelepți, vârstnici, bine, cu mobilitate fizică superbă, dar care aveau două funcții foarte importante. Am zis două și am arătat trei. Două. Cea de sfătuitor de taină, pentru că oficial, politic vorbind, se sfătuia cu capetele de clanuri, mă rog, ce erau pe acolo, conți și așa mai departe. Dar când era vorba de ceva serios și grav, se sfătuia în iatac, fiind liniștit numai el cu buponul, se sfătuia împăratul că și îmi dădea sfaturi foarte bune și foarte înțelepte. Era, dacă vrei, un... se numește exaporit, se numește un sfătuitor de taină, da? Și asta era o funcție a bufonului și a doua funcție foarte importantă, prin giumbușlucuri și glume, demasca mincinoși, trădători, fapte, da, o contesă care și-a înșelat contele. Sunt la... un izvor, deci practicile religioase sunt un izvor considerat al teatrului, cum și primele momente când oamenii au învățat să crețină focul în peșteră și după au învățat să joace umbrele pe peretele peșterii. Da? Erau forme de teatralitate, ceea ce dovedește că, într-adevăr, omul are acest, pe lângă homo sapiens, și un homo ludens dezvoltat încă din perioada de neolitic.
Și atunci, da, le vorbesc uneori copiilor, tinerilor despre, nu neapărat sacralitatea, nu, ai spus bine, magia arte teatrale. Și da, eu consider că actorul Băbușar, de data aceasta chiar mai abitiv decât actorul dramatic, dă viață. E mai demiurg, să zic așa, pentru că actorul de teatru dramatic își folosește ca unelte propriul trup ușor și mințișoară. Ei, actorul Păpușar, pe lângă trup ușor și mințișoară, folosește materiale, obiecte pur și simplu amorfe, cărora le dă viață. Pânza, polistirenul, depinde, papier mașeu, depinde de ce metode sunt construite păpușile și așa mai departe, siliconul, da, mai nou, nu contează, important este că sunt obiecte amorfe care prind viață în mâna păpușarului. Și aici există foarte multe discuții de ce merg oamenii la teatru sau de ce nu mai merg oamenii la teatru. Mulți spun că, vezi, dragă doamne, că internetul sau Netflix-ul au corupt omul să nu mai meargă la teatru. Nimic mai fals. Nici singurul dușman, ca să zic așa, al teatrului, nu poate fi decât antiteatrul. Nu televiziunea, nu. Oamenii spun că de când televiziunea, există mii de canale, de când există internetul, Netflix-ul, oamenii nu mai sunt nevoie să meargă la teatru. Pă, bune, dar le oferă vreo una dintre toate mijloacele astea, ceea ce le oferă o oră, două ore de spectacol în sală. Deci, hai să nu ne păcălim. Teatrul nu are decât un singur dușman. Antiteatrul. Omul care obișnuit să meargă la teatru, nu merge la teatru decât dacă merge la un teatru prost. Bun, cu dezamăgire uluitoare, că nota, care era un sistem de evaluare, da? Asta e rostul, a devenit o metodă de coerciție. Da, și am văzut inclusiv pe pielea copiilor mei proprii, care au luat 4 că și-au uitat locul de desen acasă. Sau la alți elevi că au luat notă mică pentru că, nu știu, au fost obraznici la oră. Deci, da, într-adevăr, din punctul de vedere, e denaturată rău situația, pentru că ceea ce trebuia să fie un instrument de evaluare a evoluției și calității educație a devenit o metodă de coerciție, o metodă de presiune și nu, că asta e problema cea mai mare acum în zilele noastre, este presiunea pusă pe copil și bineînțeles după aia reverberațiile merg până acasă, unde nu și acasă se așteaptă note mărețe, chiar dacă și aici a fost meciul noi cel mai mare pe care am avut totdeauna cu părinții. Părinții n-au terminat 10 clase, dar ce să vezi, bagă pregătiri în copil, și au pretenția că îi oferă condiții și ei trebuie să învețe, nu că gena se modifică, nu dacă din părinți cretini ies genii. Nu prea se poate lucrul ăsta, de fapt există excepții, geniile, dar de aia sunt... Să ne înțelegem, fac o paranteză, ideea cu teme pentru acasă este o imbecilitate, care nu știu dacă mai există în alte țări, cel puțin civilizate. Da? Copilul trebuie să aibă 6 ore la dispoziția lui în care să se plimbe, să se joace, să citească, beletristică de plăcere, să facă orice altceva, să se uite la un film, nu teme, da? Și e o chestie odioasă. Sunt părinți absolut absurzi, frustrați, clar frustrați pentru eșecurile și neputința lor. Și cer profesorilor ei cât mai multe teme să învețe copilul, mai bagă și 17 pregătiri. Nu, copilul trebuie să facă ceea ce nu a reușit el în viață. Uitând un aspect esențial, gena. Chestia asta cu eu n-am avut condiții, dar tu ai condiții, nu ține. Doar dacă reușește să-i mai cumpere niște celule neuronale în plus. Că genetic copilul este cam la fel de tâmp sau de inteligent cum sunt părinții, bunicii și străbunicii și așa mai departe. Da? El poate să se dezvolte, să devină mai cool decât au fost cei dinaintea lui. Dar nu poate să facă lucruri pe care ei nu au putut la rândul lor să le facă. Faptul că îi creează condiții, asta înseamnă că din punct de vedere exterior, pentru copilul este mai bine, îi creează un confort suplimentar pe care poate ei nu l-au avut, dar nu îi cumpără și celule neuronale. Da? Deci să ne înțelegem. Cretinismul ăsta al părinților distruge inclusiv plăcerea copilului de a veni la școală. Copilul e timorat, e stresat, nu s-a făcut teme, ia note mici, că nu, ce să vezi, dragă doamne,
ei trebuie să facă ce nu au făcut părinții. Absolut greșit, eronat. Și mă întorc. Și sunt aceste disperări cu tema pentru acasă, tema pentru acasă, pe care și profesorii din comoditate sau la cererea părinților stupizi o dau. Și bineînțeles că, iarăși, o largă majoritate părinților le-o și fac. Și mă refer în 1-4 mai ales. În 1-4, părinții stau, unul din părinți întotdeauna se sacrifică și face temele copilului, crezând că l-ajută. Nu, nu l-ajută, nu face să crească decât un mic cretin. Pentru că copilul, nepunându-și el mintea la contribuție, ce să vezi, făcându-i altcineva temele, el va trăi tot timpul cu senzația că știe, dar el de fapt nu va ști nimic. Și se va vedea chestiile astea mai târziu, în clasele a 5-a, 6-a, 7-a, când îl pui să facă o compunere și vezi că într-o două propoziții are 11 greșeli. Părintele, ca să comunice copilul, trebuie să găsească, acum să le dăm deștepți, trebuie să găsească un canal de comunicare. Până aici suntem de acord amândoi, da? Ei, problema este ce canal de comunicare găsești tu între un părinte cu mintea franjuri de unde mai face rost de bani și un copil cu mintea franjuri de la TikTok. E dificil, e imposibil. Știți, da, bun, rămâne sarcina cumplită a noastră, a pedagogilor, dar vezi tu că și noi de multe ori dăm rateuri, pentru că uneori ne izbim nu de copil, ci de părinte. Pentru că am mai discutat în alte episoade și nu mă vreau să mai reiau cu modernitatea, cu educația asta modernă, care de fapt este o lipsă educației, ca să se numă educația modernă, da, în care copilul poate să facă orice, că părintele nu e un părinte libertin și nu vrea să streseze copilul și să nu fie depresiv și cred că ți-am v-am mai zis și voi. Orice import din zone și culturi care nu se pupă e dăunător, da? Așa cum se bătea monedă de unăzi, că vor, cred că am mai spus, nu mai știu dacă am mai spus, că am și o rugina mea, cu modelul scandinav, nu știu ce model din Danemarca, Finlanda, în învățământul românesc. Fraților, Dumnezeule, încă de la 750, da? De când Gheorghe Lazar a înființat învățământul de stat în România, după modelul francez, noi mergem cu învățământul pe modelul francez, că suntem latini, suntem la fel de handicapați ca francezii, sau, mă rog, adică nu putem să luăm lucrurile astea pe altă. Scandinavii sunt alt, sunt neam de viking, sunt oameni care știu una și bună. Imaginează-ți ce ar fi în România dacă s-ar merge ca în, nu mai știu exact unde, în Suedia sau nu mai știu unde, profesorii sunt plătiți în funcție de cum sunt notați de părinți și elevi. Dumnezeule, ar fi un haos. În 2 săptămâni ar rămâne toate școlile din România fără profesori. Că îți dai seama? Deci, pentru că noi nu avem mentalitatea asta. La ei profesorii ceva divin. Chiar dacă poate un bețăvan handicapat, alcoolic, care trage pe o nară și scoate pe alte părți, așa e educația, așa sunt ei construiți. Ei, pentru ei profesorul e cum e pentru la noi la țară popa, da, preotul. Da? Când toate babele leșină pe orizontală, din verticală în orizontală, când trece bărbosul cu patrașirul negru, costumul de ninja. Da? Deci este absolut ciudat, stupid, efectiv stupid. Eu nu știu cum au tupeul să mai iasă și la televizor. Bine, se adresează unui popor care îi curge scuipatul din gură privind sticla ecranului. Da? Și na, de aia le merge. Cu asemenea inepții. Ei, sunt copii pe care influențează o vorbă spusă aiurea de un profesor. Și nu că îl influențează, ar fi bine, îl afectează. Și da, aici vreau să ating un pic acest aspect. Și profesorii sau profesorii ar trebui să fie foarte atenți, foarte atenți cu modul în care se adresează și cum gestionează, mai ales situațiile de conflict cu elevii, pentru că o vorbă spusă de aiurea poate afecta enorm un copil. Și aici, când spun treaba asta, nu mă refer la stupizeniile astea cu bullying-ul, cu... Dar să fii tâmpenii. Mă refer la impact. Poate unul din elevii aceia pe care tu îi muștruiești, unul, te privește cu foarte mare respect. Da? Și cu... Face parte din ceea ce spuneam eu, da? O părere a omului care contează. Și tu, în fervoarea ta, muștruind o clasă întreagă, îi faci în toate felurile ei, acel copil va putea rămâne afectat și pe viață. Pentru că omul la care el se uita cu drag
l-a făcut în toate felurile, că pentru el nu contează că ai făcut toată clasa. Pentru el contează că erai și tu printre nesimțiți, împuțiți, ordinari și mai cum i-a făcut pe toată clasa. Aici e problema. Că noi tot batem monedă cu învățământul individual, orientat spre elev individual, dar de fapt nu o facem. Pentru noi clasa e clasă. Nimic mai greșit. Bine, sunt și mulți, 30 într-o clasă. La noi nu se poate. Nu, la noi în loc să mișoreze să ai 12 elevi într-o clasă, la noi trebuie să ai că ești plătit în funcție de număr de elevi. Atunci și facultățile și școlile se umplu clasele, câte 70 de clase, 70 de elevi. Și este o tâmpenie și facea frică de ce nu reușim să concentrăm educația pe elevi. De-aia. Dar în mod normal, de-aia uite, în școlile particulare se înghesuie din ce mai multă lume, unde sunt 12-15 copii într-o clasă, profesorul, într-adevăr, se poate orienta pe o educație individuală, așa cum recomandă și Uniunea Europeană prin legislația ei pentru educație. Și am observat că se recomandă și în România educația centrată pe elev, doar că nu ți se oferă cadrul, nu ai posibilitatea să faci educația centrată pe elev. Și din cauza aceasta există acest risc. Da? Și hai ca să nu divagăm foarte mult, deci mă întorc, pentru un copil, da? Contează. Contează foarte mult. Și hai să mă întreb, probabil, bun, și pentru un copil în raport cu o clasă, ce importanță are? Are, Iulian, pentru că am să-ți amintesc că o pildă, nu mai știu din ce religie provine și nici nu contează, pilda este superbă, cu parcă fusese o furtună și pe plajă erau miliarde de steluțe de mare și o fetiță mică lua câte o steluță, fugea în apă, o lăsa, mai venea pe mal, mai lua una și la un moment dat un moșneag hâtru râde cumva de ea și spune, măi, fetiță, măi, ce importanță are că salvezi o steluță, două, când aici vor muri uscate la soare câteva milioane de steluțe. Și fetița s-a oprit cu o steluță pe care o avea în pălmuțe, i-a dat o lacrimă și a spus, da, dar pentru ea, știți ce mult contează? La un moment dat trebuie să vezi că subiectele converg, pentru că nu se poate vorbi despre copii fără părinți, cum nu poți vorbi despre părinți fără copii. Să continuăm despre această adolescență despre care spuneam în episodul trecut că o văd absolut fabuloasă, cea mai superbă parte a vieții omului, cea în care începi să înțelegi lucruri, începi să înțelegi lucrurile care se întâmplă, lucrurile din jurul tău, începi să le înțelegi. Și pe de o parte și pe de altă parte, încă nu ai responsabilități decât cele pe care, da, din dorința de victimizare, de dramatism specifică acestui neam, ți le asumi. Și spuneam cu părere de rău că am întâlnit foarte mulți tineri care își asumă toate, sau o parte din problemele părinților, pentru că asta îi face să pară mai maturi, cred ei, nu? Copiii vor să fie adulți, iar adulții, cu regret, se gândesc la perioada copilăriei. Vorbim despre această perioadă pe care eu o consider absolut minunată. Este o perioadă în care ai sentimentul că totul este posibil. Totul este posibil. De aceea tinerii fac și multe greșeli. Multe greșeli care, din nefericire, nu se văd atunci când le fac, se văd în timp. Chiar dacă am să iau hate, vorba ficării, ideea e că iubirea e o formă de atașament posesiv, da? Atât timp clar la bun început, nu ce spune mămica despre copilul meu, al meu, copilul meu, da? Copilul meu, că e al meu, că dacă l-am făcut eu, este al meu, da? Eu l-am făcut, eu îl mănânc, nu? Pe principiul ăsta. Și de aici, de la acest copilul meu, la iubita mea, la soția mea, da? Să nu pun mama dracului să se uite careva să pui mâna pe prietena mea, că este prietena mea și nu e a lui. Sau o mașină mea. Și, da, și eu spun că o iubesc, dar eu o iubesc foarte mult, doar că este a mea. Și dacă e a mea, mai e mama dracului pe cine se atinge de ceea ce este a mea, dar eu o iubesc. De-aia spun. Bine, e o formă de atașament posesiv, da, de care aproape uneori transformă persoana așa zis iubită într-un bun personal de care la care ții foarte mult. Și de aceea, dragul meu, apar atât la nivelul vostru adolescent, dar și mai târziu în maturitate,
de neînțelegerile, despărțirile, divorțurile, pentru că tot din acest motiv. Pentru că nu ne privim unul pe celălalt ca pe niște oameni cu sentimente, ci ca pe al meu și care trebuie să facă cum spun eu, pentru că așa știu eu, că știu eu cum trebuie să facă și nu există o comunicare reală, un dialog real și notează-ți ideea asta că și despre comunicare va trebui să vorbim la un moment dat, e foarte important, probabil cel mai important lucru, mai important decât iubirea și tot ce altceva este comunicarea. Da, și pentru că există acest al meu și trebuie să facă cum știu eu și în loc să admir, să te bucur de persoana cu care ești, nu? Sunteți adolescenți, stați pe o bancă în parc și în loc să te bucur de faptul că ții lângă tine o ființă vie care nutrește sentimente pentru tine, așa, tu te gândești că, atunci, are decolteul ăsta cam mare, să trec toată lumea să uită în decolteul, era pana mea dacă mă iubea, trebuia să îmbraci cea mai decent, ce mama măze. Da? În timpul ăsta, în timpul în care dacă treci o tipă mai decodată, cu coada ochiului, te uiți la ea și zici, mamă, ce bună e asta. De ce n-are așa mea la fel? Dar noi o iubim. Deci noi iubim și nu zic mai de băieți și fetele la fel. Adică... Oricât ar fi un copil de, nu știu, matur, inteligent, cult, citit, doctor, docent, honoris causa pe lângă părinții lui, până la urmă ne întoarcem la piramida necesităților la bază și până la urmă copilul ăla trește într-o casă și se îmbracă și mănâncă, nu, din munca altora. Și atunci, ăsta e un lux așa să dai cu tifla. De obicei apare acea replică care e stupidă, dar pe undeva e stupidă ca formulă. Ca sens e reală. Dacă să fii rebel când ai să-ți câștigi tu pâinea, când ai să ai acoperișul tău, când... E stupidă de ce? Pentru că îl obligă pe copil, de foarte mulți copii pierd și școală, pierd multe șanse în viață, dorindu-și să câștige mai repede bani ca să scape de chestia asta. De asta spun. Uneori îl împinge pe copil într-o zonă, eșuiază practic din punct de vedere social, dorindu-și să aibă bani ca să scape de chestia asta, când ai să fii la casa ta pe banii tăi. Bun, deci e o chestie care nu trebuie spusă, sau nu trebuie spusă așa. Pe de altă parte, și ca adult... adică tu investești, îți dai viața, sufletul, munca, bani, tot ce faci, asiguri copilului în confort ca el să-ți dea peste nas că face cum vrea el că e adolescent. E, nici asta nu e ok. De aceea există comunicarea, nu? Tocmai ca toate lucrurile pe care le-am prezentat eu acum să nu se întâmple sau să se întâmple cât mai puțin. Și anume, ce fel de comunicare trebuie să fie? O comunicare cât mai deschisă din partea copilului și o înțelepciune ascultării cât mai mare din partea părintelui. Pentru că în momentul în care nu îi opui rezistență copilului, în momentul în care nu faci presiune pe el să facă lucrurile numai cum vrei tu, de foarte multe ori, de cele mai multe ori, fără argumente, atenție! Mie mi s-a întâmplat să le cer fetelor mele lucruri, mai fac o paranteză, și să-mi spună tata, dar care tu de obicei vii cu explicații? De data asta nu ne-ai explicat. Care explicație? De ce? Și zic, păi, dar nu v-am obișnuit prost tot timpul cu explicații și mi-a zis că nu. Noi până acum am colaborat, te-am ascultat, pentru că tu ne lămureai de ce vrei să facem anumite lucruri. Acum, dacă ne spui doar să le facem și nu ne spui, noi nu le facem. Prima oară m-am enervat puțin, dar avea dreptate. Și, într-adevăr, mi se pare foarte important să își explici copilului de ce trebuie să facă anumite lucruri. E o formă de respect față de el și față de tine. Tu te respecti ca om dacă tratezi pe copilul tău ca pe un om. Nu ca pe un sclav, ca pe un, da, care tu îi ordoni și îl execută. Nu, dacă te respecti pe tine, respecti și copilul și pe copilul tău și atunci într-adevăr. Copilul începe să, după ce se formează caracterul și este format practic de către părinți fără voia lui și începe să-i se dezvolte personalitatea, simte tot timpul necesitatea împlinirii. Da? E o chestie pe care o simt adolescenții cumplit. Și din cauza asta, pentru că nu există educație, nu există un ghidaj care să-i ajute, unii se împlinesc găsindu-și modele bune în profesori, scriitori, artiști, actori, pana mea, unii își găsesc modele pe tot rahatul, de peste tot, de prin canale maneliști și tot felul de scursuri de astea de sub nivelul mării, și mai sunt săraci care nici măcar atâta și care reușesc să-și caute personalitatea în droguri, alcool,
De obicei sunt copii care provin din familii monoparentale, din părinți alcoolici, din, da, care nici măcar nu și-au modele de-astea de sub nivelul mării, gen Guță sau Vale Vigilii, sau cum dracu-i mai cheamă. Adi de la Vâlcea, sau nici nu mai știu, mai, ăștia mai cântă, sunt morți, mai trăiesc, habar n-am. Deci există categoria cea mai tristă a copiilor care nici măcar modele sub nivelul mării nu mai apucă să-și facă, pentru că își construiesc modele în jurul lor, între drogați și că se pare lor interesant, nu? Că dacă nu au nici educație, nici cine să ghideze, nici cultură, nici cine să învețe, ei li se pare interesant orice nenorocire și practic se pierd. Se pierd viitorii locatari ai pușcărilor. Societatea îi pregătește după aia ca să-i încarcereze. Știi? Îi pregătește de mici ca după aia să-i încarcereze. Sunt acești copii pentru care nu se întâmplă nimic, nu se face nimic, dar absolut nimic. Și... Dar situația mea a fost un pic diferită de ce? Eram și mai mărișor și oricum eu de mic, orice mi-ai fi spus, eu aș fi ținut-o pe a mea morțiș. Bine, nu e un lucru lăudabil, așa am făcut și foarte multe prostii în viață, dar... De ce vreau să spun? Mi s-a întâmplat și mie să privesc îngrozit în jurul meu într-un moment în care aș fi avut nevoie de un pic, de cineva să zică, da mă frățică, cred în tine. Nu, n-am avut așa ceva. Și îmi dau seama ce cumplit este pentru un copil mult mai mic. Da? Eu aveam 18 ani. Dar ce te faci cu ăla de 6-7 anișori? La 12, la 14, la 16 anișori? Când este minimalizat, când se spune, ba, nu, lasă. Lasă-mă, încurajează-l, nu că-l lasă, încurajează-l. Da? Vine copilul acasă și spune că vrea să joace fotbal pe aia mari. Nu te duci tu cu aia mari că te lovesc. Pe bune și singur nu te poți lovi. Sar de pe bancă cu capul în bordură și te lovești. Lasă-l să joace cu aia. Lasă-l să simtă că poate să competiționeze. Lasă-l să facă lucruri. Așa e câștiging. Asta este soluția. Lasă copilul, du-l, uite, du-l la Palatul Copiilor, nu la Teatrul la Comănescu, nu, deci nu. Du-l la electronică, la karting, la, nu știu, chimie experimentală, du-l la canto popular, du-l, nu știu. Lasă să facă lucruri, lasă să participe, să facă sporturi, să se înscrie la câte vrea el, că oricum nu știu dacă se alege decât unul sau două de el. Nu, adică, nu-i lua copilului șansa să fie activ. După aceea tu te plângi că stă acasă cu ochii în telefon. Dar la basket nu l-ai lăsat să nu își rupă genunchii. La fotbal nu l-ai lăsat că nu aveai bani de ghete cu crampoane. La lupte greco-romane nu l-ai lăsat că o să fie mic cu fundul mare. La karate nu l-ai lăsat că îl bată aia mai mare. Și vezi, dacă doamne, copilul ia bătaie. Că în rest el nu ia bătaie, dar de la karate acolo ia bătaie. Da? Adică, nu? Și după aia spune, dar copilul meu stă în fața telefonului ori între ei și nu știu ce să-i fac, îi zic să se plimbe. Pe bune! De când un copil de 6, 7, 8, 12 anișori a chiesat la instituția plimbării? Asta o fac oamenii după 75 de ani. Da? Nu face copilul instituția plimbării. Da? Cohorte de copii ies de la grădiniță, își iau pachetelul și se plimbă la braț și admiră luna. Pe bune! Zău! Normal, da? Lasă copilul, lasă-l să facă lucruri. Nu-i mai spune că nu e pentru vârsta lui. Un discurs absolut cretinizant al părintelui. A, nu, dar asta nu e pentru vârsta ta, mamă. Hai răbdare să mai cred. Lasă-l, mă, să facă, mă. Și ce dacă încearcă să... Aici sunt foarte multe lucruri de discutat, dar lăsăm pentru alt episod de acest subiect. Acesta a fost episodul de azi. Ca întotdeauna ne puteți urmări pe YouTube, Spotify și celelalte canale. Ne găsiți și pe TikTok, unde puteți să ne vedeți în toată splendoarea noastră de acum, înainte. Postăm fragmente scurte acolo. Acesta a fost episodul. Vă doi, un an cu multe bucurii. Și... un an plin de realizări, un an preușit. Și știi cum e, avea o vorbă unui de-a meu, vă doresc tuturor ceea ce îmi doresc și mie. Exact. Sănătate! Bye-bye!